Mai mult suferi ăla care te îngrijește decât tu care ești bolnav sau bătrân. Mai mult suferi, că ăla trebuie să-și facă și treaba, trebuie să aibă grijă de menajul tău. Și cine a stat cu dumneavoastră? Copiii? Cine stau cu dumneavoastră? Stau copiii cu dumneavoastră? Cu mine nu mai stă nimeni, toți sunt italieni. Cu copunii, toți cu copunii. Și nepoți, tata, toți nepoți? Toți s-a am de toate. Așa am vrut dumneavoastră. Ce-ați muncit, domnul Chirica? Ce muncă ați făcut? Eu? Am făcut cărămidai. Toată viața. Adică am muncit la fabrica de cărămide de la Roman. Ei și sunt șef, produse cerame și dat o cărămidai. Este. Yes. Firmă poloneză, cerstanit România. Doamnă, o vini și-o luat, da, mă rog. Viața merge înainte. Viața merge înainte. Nu stă absolut... Nu stă pe loc. Viața merge înainte. Indiferent că noi vrem sau nu vrem. Ori vrem, ori nu vrem. Cu pensii tăiate sau fără pensii tăiate? Nu, dar și-a spus... Eu eram mai bucuros să mi-o taie. Pe cuvântul meu. Și nevastă era de acord cu mine. A. Și mi-o taie, deși eu mi-am făcut un calcul cu patru clase, adică nu, cu două mai mult ca trei. Amelie, mi-am făcut un calcul. Dacă îmi lua 15%, îmi lua 1,5 milioane din pensie. Așa, cheltui 2,5 milioane cu TVA-ul cu 5%. Așa ne-am gândit și noi când n-am vrut să creștem TVA-ul, dar dacă așa s-a întâmplat, dacă să nu ceva, vrea să ne lase... Nu se pune numai la Chirica. Da. Problema mă spune pe ansamblu. Exact, da, sigur că... Dumneavoastră și-au vrut să lăsăm pensiile și să creștem TVA-ul. Și ne rugăm la Dumnezeu să nu mai dea ipotopul, știi noi. Dar știți ce? La Biblie spune că va veni cu foc. Dar nu știu când vine cu foc, acum vine cu apă. Să sperăm că nu, că nu mai vine cu, nu mai vine cu nenorociri din astea, să sperăm că și mai reușim și noi pe aici să mai prevenim. Aia-s vremurile, doamne, aia-s vremurile. Nu noi vrem, nu noi. Noi vrem fiecare, cât mai mult, cât mai nu știu cum, cât mai frumos, cât mai elegant. Nu se poate, nu se poate. Cineva hotărăște soarta. Nu noi hotărăm, nu noi. Nu, cineva hotărăște. Adică infinitul. Eu așa destinul. Mă... Destinul. Destinul. Nu un satel, dar văzând toate fenomenele astea care sunt, așa, iată, băi, așa la care a scris cartea cu 2000 de ani, nu greșit, o zis seama, dar pe undeva tot o bătut la gâtul scripsii, cum ar veni vorba românul, știți? Da, duceți-vă la omul ăsta. Dacă ați mai sta un pic să nu... Cum să facem? Mai, că mai puteți să mai stați un pic pe aici? Haideți că aveam vreau să... Aveam o surpriză pe dumneavoastră. Eu ia acolo. Adică de aici încolo, una, două, 300 de metri. Știe cineva să ne aducă la dumneavoastră, dacă e? Știe cineva să ne aducă până dumneavoastră? Nevasta nu-i cu mine. Să vă facem o surpriză. Și ce rusească! Dar am fost atât de înțelept, a fost, încât m-am... e bucuria mea. Și ce zic? Să o stăpânim sănătos, să o stăpânim sănătos și să vă plimbați pe aici cu ea. Pentru că acum am primit cadouă, chiar ne-a rășit de prima ta. Dar știi de ce? De ce? O zis cineva o vorbă aici, pe care eu n-am prea luat-o în seamă, dar, doamne, mă, cum? Dacă vă bucurați de ea, eu sunt fericită. Eu vreau să vă bucurați de ea. Baba șeie, Vasile, unde ești? Aici, aici, nenicostic. Oi, baba șeie, tonul ăla. Așa îi dai în ea, nenicostic, după... Nu ți-o dau, băi, că așa-i... Oi, șlapezi, o dat cu mine. Eu vă doresc să fiți sănătos, să vă plimbați cu ea, să obosiți și pe asta. Eu vă doresc un singur lucru. Să fiți sănătoși și să aveți grijă pe funcția pe care sunteți și nu vă dați după vânt.
Să nu vă dau după vânt. Știți ce înseamnă să nu vă dau după vânt? Adică, tai în carnivie. Vrei, nu vrei, ăsta și eu și așa mă cheamă. Vă promit că așa o să fac. Și dacă vreodată vi se pare că n-am făcut așa, să-mi sunați să-mi spuneți. Nu vorbiți la telefon. Și nu la televiziune, ia și nu degeaba. Vă duc la televiziune să sunați. Pe mine să mă sunați, nu televizorul. Lăsați-i pe la televizor. Pe mine să mă sunați dacă vreodată vi se pare că nu sunt așa dreaptă. Eu vă doresc să fiți sănătos, vă bucurați de ea. Din oraș, am trimis repede pe cineva să vă ia. Scuzați-mă. Vă pup. Nu le avem în portbagaj. Dacă mă vede baba de seară la televizor când i-am pupat, dă divorț din mine. Dacă se întâmplă așa, să-mi spuneți. Să-mi spuneți dacă se întâmplă asta, da? Doamna ministru, 7 ianuarie viitor, am 60 de ani de când sunt surat. Oh, să vă da Dumnezeu încă pe atât. Sunt trăiește 60 de ani când avem o 40 de căsătorie, am dat un palme și mie. Și haideți să fac, dacă eram nebun. Da, v-a iertat, doamna. Nu știu. Ia s-o întrebat. Dar când i-am dat alea două palme, i-am spus, femeie, mergem la psihiatru. Și am stat 3 luni de zile la niște glumeți acolo. Doamna, are o idee, să facem programul Rabla și pentru biciclete. Și pentru biciclete. Nu se desparte de aia, a spus că nu se desparte. Nu. Gata. Asta o să... O să fiți sănătoși de la ministru. Care? Pauză. Turismul. Să faceți turism. Ia. Gata. Vă pup, vă las cu bine, oameni buni. Numai bine. Numai bine. Rămâneți cu bine. La revedere.